m-am dus în oraș, voia să duc să iei examen, avea... Nu putea să intre asta de la etajul 3 jos. Și eu am spus, fată, la mine în casă, nu intre... Vorbești cu poliția. Să cobor peste balcon. Vorbești cu poliția. Ce a fost accidental, doamnă? Dar eu vin din oraș... Vorbești cu poliția, hai sus. Eu nu i-am dat voie. Știu că acolo mai urca persoane. Că stau, e un apartament închiriat de câțiva ani, a fost familiar chiriac și nu știu dacă, sigur, dacă ies cumpărat sau ies închiriat. Așa știu că sunt probleme cu asociația, nu știu ce, dar știu că mai urcau persoane sus. Băieți, fete, nu știu, da, prieteni. Dar el le va. Era un băiat tânăr, blonduț, care tot timpul chiar era salutat lumea, era așa, acum nu știu... Fiindcă urcau mai multe persoane, știu cu un singur băiat stătea acolo, un moldovean. Dar nu știu dacă apartamentul era închiriat sau era... Mi se pare că era vândut. Nu știu, gălăgiei pe scară nu făceau, dar... Dar n-ați auzit petreceri sau...? E, mai făceau petreceri din când în când, dar aseară n-am auzit nimic, nici zilele. Și urcau noaptea persoane... Mai urcau. Alo. Mai urcau noaptea persoane, că chiar au fost schimbat, nu știu dacă ar trebui să mai... Zic că eu a fost spart la ușă, interfonul acolo și așa, și am pus ușă nouă, s-o dat chei pe casa scării pentru ca să avem toți chei la interfon ca să nu mai...